Continuă verificările în cazul profesoarei din Maramureș, care a fost înregistrată când în fața elevilor a făcut o analfabetă pe Ligia Deca, ministrul educației. Profesoara de limba română și latină de la Colegiul Național Pedagogic Regele Ferdinand din Sighetul Marmației a intrat în prima etapă în atenția Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, care a dispus săptămâna trecută o anchetă, la școală fiind trimisă o echipă de inspectori. Primul raport din partea școlii a fost deja finalizat după ce s-a constituit o comisie de disciplină. Școala, care a fost și asesizată în scris, a realizat o comisie prealabilă de disciplină. Acolo s-a finalizat, acea comisie s-a finalizat deja săptămâna trecută cu un raport. Raport care a fost înaintat Consiliului de Administrație al școlii, care cel mai probabil va analiza situația și va convoca o comisie de disciplină care va gestiona lucrurile. Conducerea Colegiului Național Pedagogic Regele Ferdinand din Sighetul Marmației va lua măsuri în funcție de raportul comisiei. Dacă comisia de disciplină va înainta un raport cu propunere de sancționare disciplinară, Consiliul de Administrație al Colegiului Național Pedagogic Regele Ferdinand va fi cel care va acorda această sancțiune. De obicei, sancțiunile se dau gradual în funcție de gravitatea faptei. Iar dacă faptele se vor dovedi atât de grave, așa cum au fost prezentate în sesizările pe care noi le-am primit, atunci sancțiunea trebuie să fie una drastică. O echipă de inspector școlar s-a aflat din nou azi la colegiul din Sighet și pe surse am aflat că la unitatea de învățământ este prezent și corpul de control al ministerului, urmând ca în scurt timp să se stabilească sancțiunea. Aceasta ar putea consta în diminuarea salariului cu 15% pe 6 luni sau desfacerea contractului de muncă, acestea putând fi măsurile luate în discuție. Inspectoratul va verifica și managementul școlii și va vedea dacă se impune și aici o analiză pe linia activității manageriale. Reamintind că profesoara a spus despre ministrul Ligia Deca, citez, este analfabetă ministra pe care o avem. Avem un ministru al educației care în viața ei nu a predat o oră și este ministrul educației. Am încheiat citatul.